rău și vorbim despre protecția consumatorului. Vorbim cu Sorin Mierlea de la Asociația Protecția Consumatorului Infocons. Să rămână. Salutare, Sorin! Mi-a plăcut aia cu protecția consumatorului versus protecția consumatorilor, știi? Aha. Protecția consumatorilor e când ești egoist, vorbești doar de tine. Aha. Protecția consumatorilor când vorbim da. De toți. Dar okay. Voi protejați mai mult de unul, clar. Deci putem să zicem și consumatorilor. Eu sper că da, eu sper că da și cred că nu doar noi protejăm, cred că și tu protejezi și tu și fiecare dintre noi de fiecare dată când decidem să cumpărăm ceva și când spuneai de cele 7 lingurițe de zahăr, Organizația Mondială a Sănătății vine și spune că 25 de grame deja este maximul care ar trebui să-l consume un adult de 30 de ani și nu un puș de 5 ani. Da. Iar ceea ce este cel mai șocant când discutăm de zahăr este faptul că putem găsi zahăr în produse pe care nici măcar nu le imaginăm. Cel mai mult zahăr la 100 de grame îl găsim, de exemplu, în supă la plic, undeva cam la 11,5-12 grame la 100 de grame. Okay. Găsim în ketchup, în muștar, în pâine, în parizel și în cremvuști. Așa că îl putem găsi în zone în care nici măcar nu ne gândim că ar putea să existe. Și știi că în ideea, de multe ori zicem, oameni buni, uitați-vă la etichetă, fiți responsabili de ceea ce faceți. Dar cred că responsabilitatea nu e atât de mult la consumator, ci la cel care face legea, cel care permite aceste produse pe rafturi. Și aici avem un exemplu foarte bun de care eu efectiv m-am îndrăgostit, ți l-am trimis și ție atunci când l-am aflat de el. Și vreau să vă arătăm ce s-a întâmplat în Chile. O să tragem asta de aici. În Chile s-a observat de-a lungul timpului că a început să apară o epidemie de obezitate în rândul copiilor. Da? Mai și... mică ca în România și totuși ei deja au luat atitudine. Exact. Mai mică decât în România și au luat atitudine. Așa arată sau așa arăta înainte de această inițiativă legislativă o cutie de cereale. Da? Ce ne arată această cutie de cereale? Arată ca o cutie de cereale clasică, cum o găsim noi pe raft. Vedem un maimuțoi care invită copilul să mănânce aceste cereale. Ia uite-le! Îți dă calciu, îți dă vitamine, te face mai mare, îți dă putere, îți dă energie. Ia uite cât de bine arată! Maimuțoiul ăsta șmecheros te invită să cumperi cerealele, mănâncă-le, mănâncă-le! Dar ceea ce nu apare pe această cutie este cât este ea de dăunătoare, de fapt. Scrie într-adevăr pe ingrediente, dar cine stă să le urmărească, să le citească? Știi că în România o cutie de cereale, mai ales pentru copii, exact de genul pe care o prezinți acolo cu cacao, poate să ajungă undeva până la 50 de grame la 100 de grame de cereale de zahăr. Incredibil. Și ce mă enervează, Sorin, mă enervează la culme, că scrie pe ele că au vitamine și că sunt sănătoase, adică este o dublă păcăleală. Ceea ce au făcut cei din Chile, au scos o lege prin care au interzis ca pe aceste cereale să mai apară maimuțoi. Cutia arată așa fără maimuțoi. Este pur și simplu cu cereale. Dar au zis, bun, cum facem totuși să atragem atenția oamenilor că această cutie este nesănătoasă? Și au venit cu aceste sticăre. Sunt efectiv niște sticăre mari, de culoare neagră, pe care scrie, de exemplu, că această cutie are prea multă sare. Da? Practic, aceste cereale au sare adăugată. Că aceste cereale au grăsimi saturate. Că aceste cereale au prea mult zahăr. Noi ne uităm pe ingrediente, dar nu ne dăm seama. 10% zahăr, 13 grame de zahăr. E foarte simplu. Prea mult zahăr și, în final, că pentru ceea ce ne oferă aceste cereale, au prea multe calorii. Și, oameni buni, de la asta, așa arăta o cutie de cereale în Chile, acum câțiva ani, așa arată acum o cutie de cereale în Chile. Și orice copil și orice părinte care vine la raft vede acest lucru și poate lua o decizie mult mai rațională și mult mai informată. Cum vi se pare chestia asta? Bravo! Uite că se aud aplauze pentru guvernul din Chile, de aici, din România, și mă bucur atât de mult că am putut aduce acest subiect aici. Ați cumpăra o cutie așa? Păi da, unii ar cumpăra o cutie așa, dar o cutie așa ați cumpăra? Parcă nu. Mai ok, hai să zicem că o cumpărăm o dată la 3 luni. Mai ne facem din când în când pofta, dar suntem conștienți de ceea ce e aici. Da. Sorin, întrebare directă. Ce putem să facem noi? Dacă discutăm de noi ca indivizi sau de noi ca țară, este clar că, din păcate, România ține primul loc la nivelul Uniunii Europene la toate tipurile de cancer, obezitate infantilă, accidente cerebrale, boli cardiovasculare. Suntem pe primul loc. Nu există nicio țară mai undeva mai sus decât România. E clar că avem o problemă din punct de vedere al calității vieții și al standardului de sănătate. Pe cealaltă parte, cred că autoritățile poate să împrumute din această bună practică și chiar avem câteva demersuri și vreau să
arăt trei demersuri importante, dar care degeaba sunt aceste demersuri. Și în Chile, aceste demersuri au fost dublate de o campanie de educare foarte importantă, fiindcă partenerul social a unui astfel de campanii trebuie să fim noi în calitate de consumatori. În România, de pe data de 15 martie 2023, avem un lucru extraordinar de important. Când mergem la restaurant sau comandăm mâncare online, pentru copii, meniuri de copii sau pentru noi, trebuie să avem pe toate meniurile toate informațiile cu privire la cantitatea totală de sare, cantitatea totală de zahăr, toți aditivii și toate informațiile nutriționale. În meniul la restaurant. În meniul la restaurant, okay. Dar și pentru meniul și pentru meniul care îl comandăm online. Okay. Iar mai ales când discutăm de acele meniuri în hoteluri, restaurante, online, acele meniuri sănătoase destinate copiilor, ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili, dar degeaba vor fi puse dacă nu ne uităm puțin pe ele. Al doilea lucru care îl consider extrem de important este faptul că am lansat acea aplicație gratuită InfoCons. A ajuns la peste 3,5 milioane de produse. Avem doar, facem un singur lucru, scanăm codul de bare și aflăm exact cât zahăr, câtă sare, câți aditivi, ce fel de aditiv, ca să decidem noi pentru noi. Iar dacă plecăm în concediu sau suntem într-o altă țară sau limba noastră maternă nu este română, avem 33 de limbi și putem scana în limba maternă oriunde. A existat la un moment dat o lege în care anumite alimente erau interzise. Avem legea. Ea funcționează. Tot ce înseamnă acele chioșcuri școlare, acele automate, și în apropierea școlii? Acele automate școlare și tot ce înseamnă mâncarea care este dată în incinta unui învățământ preuniversitar, școală, liceu, nu au voie să aibă acid, sare și zahăr. În momentul în care noi dăm copilului 2-5 lei să se ducă și să-și ia ceva de la școală, de la chioșcul școlar, n-ar fi rău să-l întrebăm și ar trebui să-i cerem bonul fiscal. Nu bonul fiscal pentru fiscalizare, ci să avem dovada ce a cumpărat și când a cumpărat, iar acele produse să fim siguri că vin dintr-un lanț de trasabilitate. Iar în calitate de părinți, aici nu mai este un drept, este o obligație, măcar când mergem la ședința cu părinții, să intrăm să vedem ce se întâmplă în acel chioșc școlar. Iar dacă avem o suspiciune că acel chioșc școlar vinde țigarete, vinde alcool, vinde produse cu acid, vinde produse cu sare și cu zahăr, facem un singur lucru. Ce facem? 021-9551, numărul unic de protecție a consumatorului, și facem o reclamație sau direct prin aplicația gratuită InfoCons. Problema este să nu mai stăm cu mâinile în sân. Cei care vă uitați acum, trimiteți un mail pe adresa de redacție și spuneți-ne ce ați văzut, cum ați văzut, o să vedeți cereale care au până la 80 de grame la 100 de grame de produs de zahăr. Incredibil. Și dacă vedeți aceste lucruri, etichetate cu fitness sau și dacă vedeți aceste lucruri, să înțelegeți totodată un singur lucru, că până la urmă orice substanță pe acest pământ într-o cantitate e medicament, într-o cantitate e aliment, dar într-o cantitate poate să ajungă o travă. O travă, și corect. Depinde de noi, de toți. Bun. Sorin, Carmen, mulțumim mult de tot.